vezi acum banal și acum mai mult timp a apărut ca fiind sfârșitul lumii. Păi, are legătură oarecum și cu programul Leaders Experience, frica de a angaja. Când am început să progresez, să zic așa, și aveam din ce în ce mai multe proiecte, a venit momentul în care trebuia să angajez. Și atunci mă gândeam constant că, ok, o să angajez, dar dacă persoana respectivă nu gândește ca mine sau nu face ca mine, adică era total... pentru mine imposibil să pot să angajez pe cineva. Ajungând în momentul de față, să colegii mei de la firmă să aibă momente în care chiar fac lucrurile mult mai bine decât mine și am început să pot să deleg anumite aspecte care la fel la începutul anului făceam foarte mult micromanagement și nu reușeam să deleg din frica că persoanele respective nu o să poată să ducă la capăt task-urile. Și am ajuns în momentul ăsta în care sunt mândru de echipa mea și îmi doresc să o cresc constant și să mențin valorile pe care le am și în contextul respectiv.